Bine v-am găsit, dragi elevi! Așa cum bine știm, Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor. El locuiește în ceruri, însă are o casă și pe pământ. În clipul de astăzi vom vorbi despre casa lui Dumnezeu și vom vedea că aceasta este biserica, locul unde oamenii participă la slujbe duminica și în sărbători. Dacă acasă este locul unde petrecem timpul cu familia, cu mama, cu tata, cu frații și surorile noastre, cu bunicii și acolo simțim iubirea celor dragi și ne simțim în siguranță, la biserică ne petrecem timpul cu Dumnezeu și în ea simțim iubirea și grija lui Dumnezeu, căci în biserică Dumnezeu este prezent tot timpul. Dar cum identificăm o biserică? Biserica seamănă cu o casă foarte mare, dar are totuși o formă deosebită. Ați văzut o biserică? Mă bucur! Haideți să privim împreună următoarele imagini. Recunoașteți Sfânta Biserică? Ce clădiri avem? Da, foarte bine! Avem o biserică, o școală, un sediu de poliție, un spital. Observând imaginile, prin ce se deosebește biserica de alte construcții? În primul rând, prin elementul de construcție care se înalță spre cer, numit turlă sau cupolă. Este ca un deget ce arată către cer pentru a ne aminti că acolo este Dumnezeu. Clopotul este un alt element de diferențiere. Sunetul clopotului cheamă pe creștini la Sfintele Slujbe duminica și în zilele de sărbătoare. Crucea este un alt element de diferențiere, iar prin ea se unește cerul și pământul. În biserică întâlnim multe picturi și icoane, atât la exterior, dar și la interior. Dar noi știm, dragi elevi, de ce biserica se numește Casa lui Dumnezeu. Pe când Iisus avea 12 ani, a mers la templul din Ierusalim împreună cu părinții săi. Intrând în templu, s-a simțit foarte bine în mijlocul învățătorilor pe care îi asculta și le punea întrebări. Pentru aceasta, el a numit templul Casa lui Dumnezeu, Casa Tatălui Său. Casa mea, casă de rugăciune se va chema, ne spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu din iubire a construit oamenilor o casă. Această casă este pământul. Ca răspuns la iubirea și bunătatea lui Dumnezeu și în semn de mulțumire, omul a construit și el lui Dumnezeu o casă, iar această casă este biserica. În biserică Dumnezeu este prezent mereu și ne așteaptă pe toți în fiecare duminică și în fiecare zi de sărbătoare. Dar de ce este bine să participăm la Sfintele Slujbe? În casa lui cea sfântă, Dumnezeu pe toți ne așteaptă și cu sfinții ne ajută din iubirea ce ne-o poartă. În biserică, la slujbe, duminici și sărbători, Domnul nouă ne vorbește, primind binecuvântări. Pentru a înțelege importanța participării noastre la Sfintele Slujbe, am să vă spun o poveste cu tâlc. Un necredincios, dorind să contrazică un creștin, îi spune: "Ah, voi creștini, spuneți că Dumnezeu este pretutindeni. Păi dacă este așa, de ce nu vă mai duceți la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și să ascultați predica preotului, când oricum pe Dumnezeu îl vedem peste tot, nu?" Ei, așa este, răspunde credinciosul. Pe Dumnezeu, cei cu credință, îl văd peste tot și mai ales prin toate, dar ea privește. chiar dacă aerul este încărcat pretutindeni de vapor cu apă, mai ales când este ceață, ei bine, aceștia nu-ți astâmpără setea și de aceea mergi și la fântână, nu? La fel și noi creștinii, mergem la biserică așa cum tu mergi la fântână. Tu îți astâmperi setea trupului cu apa proaspătă și rece a fântânii, iar noi ne astâmpărăm setea sufletului cu apa făcătoare de viață de la biserică, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ce concluzie putem trage din această pildă? Putem spune că în biserică simțim iubirea și puterea, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Că venim la biserică să ne rugăm lui Dumnezeu duminica și în zi de sărbătoare, în timpul slujbelor și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și mai putem spune că noi creștinii din biserică alcătuim o mare familie. Căci acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Haideți să vedem ce lucruri minunate am învățat astăzi. Astăzi am aflat că biserica este casa lui Dumnezeu pe pământ. De asemenea, am aflat că Dumnezeu este prezent mereu în biserică. Biserica este locul de întâlnire a omului cu Dumnezeu. Am mai aflat că biserica este lăcaș sfânt, unde creștinii merg să se roage duminica și în zile de sărbătoare și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ne jucăm și exersăm. Găsește cuvintele potrivite pentru următoarele versuri. E duminică și soare. Astăzi este sărbătoare. Spre pornesc casa Tatălui Ceresc. Oare ce lipsește? Biserica, foarte bine! Dacă bate, nu am teamă. La biserică mă cheamă. Este cel mare, se aude până în zare. Oare ce lipsește? Clopotul e înaltă și pictată, prin ferestre luminată. Are în vârf o sfântă cruce, spre ceruri duce. Oare ce lipsește? Turla. Foarte bine ați răspuns. Ne jucăm în continuare. Aranjează literele din steluțe în ordinea corectă, încât să obții cuvinte care au legătură cu biserica. Bravo! Am obținut următoarele cuvinte. Slujbă, altar, preot. Excelent! Vă propun în continuare următorul joc. Jocul pe care eu vi-l propun astăzi se numește Eu întreb și tu răspunzi. Voi adresa câteva cuvinte și câteva întrebări despre biserică, iar voi veți răspunde folosind cuvintele de mai jos. Casă, biserică, Dumnezeu, slujbă, duminică, sărbătoare, templu, Iisus Hristos. Sunteți pregătiți? Foarte bine! Cum se mai numește casa lui Dumnezeu? Biserică. Foarte bine! Deși Dumnezeu locuiește în cer, oamenii i-au construit drept recunoștință pentru iubirea sa, ce anume? O casă. Foarte bine! Cine ne-a dat pământul, casa noastră, în dar? Dumnezeu. De ce trebuie să mergem la biserică și la ce activitate trebuie să participăm? Slujbă. Cine a numit Templul Sfânt Casa lui Dumnezeu? Iisus Hristos. Când este bine să mergem la biserică? Duminica. Când mai este bine să mergem la biserică? În zile de sărbătoare. Ați răspuns corect. În final, avem un sfat bun. Intră în casa Domnului, roagă-te și bucură-te de frumusețea ei. La revedere!